Noi detalii în ancheta crimei din Mangalia. Ucigașa care și-a omorât prietena și a părăsit în parc trupul nesuflețit înghesuit într-o valiză a fost supusă unei analize psihiatrice. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Tânăra care și-a ucis cu sânge rece colega de cameră în Mangalia a fost adusă la sediul de medicină legală Constanța. Aceasta a fost supusă unei expertize psihiatrice. Ucigașa și-a recunoscut în fața procurorilor fapta și a spus că regretă că și-a ucis prietena, colega de cameră și de serviciu. Cele două se cunoșteau de mici și lucrau împreună pe litoral ca și cameriste. În ultimele săptămâni, fetele nu se mai înțelegeau. Au cerut să fie mutate în camere separate, dar patronul le-a ignorat. În noaptea neagră în care Alina a fost ucisă, tinerele s-au certat groaznic. Loredana a fost orbită de furie și și-a înjunghiat prietena. A privit-o cu moare, apoi a înghesuit-o într-un geamantan. A dus-o apoi cu taxiul într-un parc și s-a întors în cameră să-și curețe urmele crimei. A doua zi a mers la muncă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acolo au găsit-o polițiștii după ce trupul fetei ucise a fost găsit de un pescar sub o bancă. Avocatul Loredanei susține că tânăra este ea însăși o victimă. Ar fi avut o copilărie dificilă, perioadă în care ar fi fost abuzată emoțional și fizic.